Știți bine că am vorbat în Consiliul Local acel ghid de cofinanțare pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric. Cota 50% din partea municipalității pentru cei care vor să-și reabiliteze, au un proiect, au autorizație și au toate documentațiile validate. Cu ceea ce înseamnă costurile din acest punct de vedere, 100%, 50% este partea noastră, 50% este partea proprietarului. Este o primă fațadă, urmează și celelalte care sunt în momentul de față într-o derulare, urmează să fie montate schelele pentru începerea lucrărilor în piața Enescu, clădirea Loto Prono, la fel din zona centrului istoric, de pe Bariciu. De asemenea, urmează să intre în această procedură de executare a lucrărilor și sper să fie un exemplu care să fie preluat de cât mai mulți proprietari care să facă acest lucru, documentațiile și cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov și asociației cu care suntem noi parteneri, să derulăm cât mai multe asemenea lucrări și cofinanțări de la bugetul local pentru multe dintre acestea care se află în zona centrului istoric. Discutăm de clădirile care sunt în acest areal și care pot să profite, să acceseze aceste finanțări pe ghidul de finanțare aprobat la nivelul municipiului Brașov cu sume în bugetul local, care pot să fie la fel foarte bine accesate, cum de exemplu este și acest calcan de aici, de la biserica din Piațetă, care la fel este pe ghidul de finanțare pe proiecte culturale, care la fel ar trebui să fie refăcut cu bani de la bugetul local în parteneriat cu acel ONG, Carpatera. Și pentru Rial, unde este cotă parte Rialo, trebuie să coparticipe sau să poată să fie aplicat același lucru și cu obligații și cu responsabilități, indiferent dacă este Rial. Rialul nu este, nu avem, din datele care le am eu acum și din inventarul pe care l-am făcut, nu există o clădire unde Rialul să fie un proprietar majoritar, are o cotă parte minimală care nu reprezintă practic o majoritate dintr-o clădire, dintr-un imobil. În următoarea etapă, Rialul va trebui să facă foarte multe proceduri de natură cadastrală, să dezmembreze, să intabuleze, să facă ceea ce trebuia să facă de mulți ani această societate și să ajungem și noi, Rialul, ca și coproprietari, să aibă aceleași obligații ca oricare alt proprietar. Avem un proiect pilot format din 4 imobile, ne referim la cei care au dorit să intre în această procedură. Noi îi sprijinim și cu asociația cu care suntem noi parteneri, îi și ajutăm, adică le spunem care sunt pașii, documentațiile, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, procedurile care trebuie derulate, tocmai ca să-i sprijinim pe cei care au inițiativă și să stimulăm acest tip de inițiativă care se referă la un imobil aflat în centru istoric. Ghidul care practic îți arată pașii care trebuie să-i faci, te ajută în ceea ce îți propui să faci din acest punct de vedere cu tot ce înseamnă exemple de bună practică, adică cu detalii, cu amănunte. Acum, orice parcurs are un început. Începutul este aici, în centru istoric. Acum, până ajungem noi pe 15 noiembrie, să rezolvăm întâi ceea ce avem aici, în zona în care suntem. Sfântul Ioan Mihail Vais, Republicii, Diaconul Coresii, sau ce știu eu, celelalte străzi Politehnicii, Postăvarului. Și după aceea ajungem și pe 15 noiembrie. Dacă or să fie și alte solicitări în acest punct de vedere, dimensionăm din punct de vedere al necesarului, ne structurăm din punct de vedere bugetar și facem exact ceea ce am făcut și cu aceste prime clădiri în primul lot. Dă Doamne să fie cât mai multe, dacă ar fi toate, ar fi foarte bine. Îi și ajutăm pe cei care sunt în situația asta, le dăm un mână de ajutor, le asigurăm consultanță, le dăm și bani. Și tot nu vor să facă. Au scutiri de taxe și impozite că sunt clădiri monumente istorice, nu le întrețin. Pe când avem 3 variante la îndemână să sprijinim acest lucru și nu se durește, normal că cele care sunt lăsate într-o anumită stare intră în categoria de supraimpozitare cu până la 500%, așa cum prevede hotărârea de Consiliu Local și regulamentul care stă la baza acestei hotărâri. Noi, ca să obținem autorizație, de exemplu, uitați, de înlocuire de rețele sau de altă natură în centrul istoric, clădirea de pe Mihail Vais, proprietatea Municipiului Brașov, trebuie să facem o întreagă
procedură, cu o grămadă de lucruri, de condiționalități. Direcția de cultură locuiește aici, în centrul istoric, în fiecare zi trece pe această stradă. Ar trebui să-i zgârie un pic la ochi și să spună, domnule, hai să facem ceva în sensul acesta și să îi spunem celui de acolo că nu e în regulă. Nu fac acest lucru și direcția de cultură cred că ar trebui să aibă o anumită aplicare mai atentă pentru municipiul Brașov, pentru care are sediu aici. Membrii din Comisia de avize și autorizări practic sunt din Covasna, din Arghita, vin o dată pe lună aici sau de două ori pe lună, de câte ori este cazul aici. Într-adevăr, eu sunt de acord că trebuie făcut ceva. Este un prim pas ceea ce facem noi astăzi. O să vină vremea să ne apucăm și de acest lucru, un centru istoric. Ați văzut că avem un regulament de natură comercială și urbanistică pentru ce înseamnă terase în centru istoric. Toți se plâng că au pierdut 1 milion de euro cu Cerbul de Aur. Înseamnă că pe cal de consecință s-au câștigat 2 milioane de euro dacă ne raportăm la iulie și la septembrie. Înseamnă că sunt pe plus. Dar ei nu respectă regulamentul, în sensul că primesc umbrele de la un furnizor, mobilierul la fel de la un producător de bere, își face publicitate, dar nu respectă regulamentul care spune că trebuie să fie mobilier de lemn sau cu elemente de fier forjat și toate sunt din plastic. Și dați-vă seama că avem un regulament aici care spune foarte clar lucrul ăsta și tragem de scaune unii cu alții că nu respectă suprafața de metri pătrați, 5 metri, ei consideră că trebuie să fie 10 metri. Cât timp avem abordarea asta, sigur că nu o să reușim să avansăm și avem nevoie și de o implicare din partea celor care sunt fie proprietari, fie comercianți în zona asta și va trebui să ajungem și la momentul când va trebui să luăm la mână fiecare fațadă și cu fiecare firmă să fie dată jos și să fie refăcută altfel. Dacă facem pentru o întreagă fațadă, fiți sigur că o să ajungem și în faza când și firmele vor trebui să intre într-un parcurs de genul ăsta.